Au pornit cele mai periculoase faze ale Unirii în repriza secundă. Pădurețu Behmedović pe colțul lung. Iată, este gol pentru Unirea Urziceni, minutul 91, marcat de George Galamaz. Norocul pe care Steaua l-a avut în anumite momente în partida cu Bate Borisov pare să se fi întors împotriva jucătorilor roșalbaștri în acest final de joc. George Galamaz înscrie mereu contra Stelei. A făcut-o la primul meci al lui Dan Petrescu în Ghencea. Acel 3-3 a fost singurul gol reușit de Galamaz în Liga 1. Iată-l și pe al doilea, într-un moment cum nu se poate mai bun. Ce poți să-ți dorești mai mult decât să înscrii? A fost acea reluare a lui Mehmedović. Stancu retrimite în careu și iată duelul pe care Galamaz îl câștigă în fața lui Big Falvi. Nimic în neregulă la acea fază, 1-0 pentru Unirea Urziceni, iar Hagi rămâne mască, rămâne împietrit undeva în tribuna stadionului. Steaua nu a evoluat convingător în repriza a doua, iar ceea ce...